Bună seara și bine ați venit la Casa de Cultură Friedrich Schiller, Casa Minorității Germane din București, unde în această seară o avem din nou în vizită ca oaspete de onoare pe doamna doctor Silvia Zimmermann, care este coordonatoarea Centrului de Cercetare Carmen Silva al Arhivei Princiare de Vid din Noi Vid. În această seară va avea loc conferința cu proiecție de imagini și prezentare de carte. Cu pana în mână, sunt cu totul altă persoană. Carmen Silva, 1843-1916, viața și opera. Înainte de a-i da cuvântul doamnei Zimmermann, rog pe domnul Cristian Balaș să ne încânte cu puțină muzică. Thank you.
Bună seara, vă mulțumesc pentru că ați venit pe căldura aceasta foarte mare totuși la evenimentul nostru de astăzi. Mulțumesc Casei Schiller pentru colaborarea la un nou eveniment despre Regina Elisabeta, prima noastră regină, poeta, scritoarea Carmen Silva. Astăzi voi vorbi despre o biografie nouă. Nu e singura nouă, au mai apărut una în România. Aceasta este una din colecția Centrului de Cercetare Carmen Silva al Arhivei Princiare de Vid din Noivit, cu multe imagini din Arhiva de Vid și cu fotografii de epocă despre Regina Elisabeta și activitatea ei literară. O parte, mare parte din imaginile despre opera ei literară provin din colecția mea personală, pentru că eu mi-am ales acest subiect când eram studentă la filologie pentru prima lucrare de diplomă. Atunci era vorba de Poveștile Peleșului, iar apoi am scris teza de doctorat la Universitatea din Marburg despre întreaga operă literară a Reginei Elisabeta. De acolo și pasiunea care a urmat cu o întrerupere, apoi am reluat activitatea de cercetare despre Carmen Silva, nu doar cercetare, ci și un fel de PR și lobby pentru prima regină în Germania, mai ales din toate acestea au rezultat până la urmă un centru de cercetare la Arhiva de Vid în Germania și o colecție pe care o coordonez împreună cu istoricul Eda Binda-Ijima. Deci acesta este ultimul nostru volum din această colecție și despre acesta voi vorbi în această seară mai ales. Da. Prințesa Renana Elisabeta de Vid devenise în 1869, prin căsătoria cu domnitorul Carol I al României, născut prinț de Hohenzollern, doamnă României, iar în 1881 prima regină a României. Înflăcărată de ideea unei misiuni în noua ei patrie, de a fi o mamă binefăcătoare a poporului ei și de a crea la curtea domnească și apoi regală un centru intelectual și artistic, ea însăși, fiind scritoare și artistă, Regina Elisabeta a României a atins o notorietate cu totul neobișnuită pentru o regină consoartă la vremea ei. Partea de umbră a vieții ei pe tron a fost nesiguranța poziției ei la curte din cauza lipsei de copii, exilul vreme de 3 ani din cauza implicării ei în politica matrimonială în privința prințului moștenitor și pierderea puterii și a însemnătății ei odată cu apariția la curte a principesei moștenitoare Maria, de origine britanică, care în scurt timp a devenit mama dinastiei României și care mai apoi, venerată ca regina tuturor românilor și deopotrivă ca scriitoare, a făcut să pălească treptat amintirea despre prima regină a României, poeta Carmen Silva. Noua biografie pe care am publicat-o în acesta în Germania despre regina poetă completează imaginea de până acum despre prima noastră regină cu documente inedite din arhivă și îndeoseb din corespondența personală a Elisabetei cu membrii familiei, cu Augustul ei soț, regele Carol I. Și citatul ales pentru titlul acestei biografii, cu pana în mână, sunt o cu totul altă persoană, provine dintr-o scrisoare a reginei Elisabeta către regele Carol I, o scrisoare din timpul exilului reginei la Ziegenhaus, lângă Neuwied, din septembrie 1892. Și voi citi un pasaj din această scrisoare. Citez. Mie nu trebuie să-mi vorbească dragul meu bun despre viitor. Pentru o femeie fără copii nu există viitor. Am învățat de mulți, foarte mulți ani să mă desprind de el, forțată fiind de dezamăgiri. După 17 sarcini false. Se uită cu ușurință mereu ce suferințe amare stârnește acest cuvânt, chiar dacă am suportat totul fără să mă plâng. Sărmanul meu drag nu mă poate schimba la 50 de ani în altceva decât ceea ce am fost întreaga mea viață și nici nu îmi poate lua de pe umeri experiențele și suferințele prin care am trecut. Întotdeauna am înțeles și suportat viața din perspectiva martiriului ce mi s-a cerut și cred că tu nu poți să te plângi de lipsa seninătății mele.
Nu am pozat niciodată într-o salcie plângătoare și nici nu m-am învăluit în mantia tristății. Zâmbetul meu este renumit, nici aici nu mă vede nimeni altfel. Este inevitabil că îți scriu ție așa de mult. Cu pana în mână sunt o cu totul altă persoană, iar ceea ce nu aș putea scoate vreodată pe gură se dezlănțuie în scris nestăvilit. În ea stă toată forța mea. Cu ea sunt curajoasă până la nebunie. Îndată ce este vorba de cuvântul rostit, totul se sfârșește. Doar penei mele de scris îi datorez veșnica mea bună dispoziție. În scris m-am descărcat de furtun și deseori am distrus imediat ce am scris, dar apoi îmi era bine, căci mă eliberase. Dar abia astă iarnă mi-am dat seama de această viață dublă a mea. Aceasta fiind natura mea, mi se părea atât de obișnuit, încât niciodată nu m-am gândit că sunt altfel decât alții. Da, scrisul meu. Iar tocmai ce i-am spus doctorului, de îndată ce țin pana de scris în mână, am o senzație fizică plăcută. Mama m-a întrebat unde, iar eu i-am spus în adâncul inimii. Cu adevărat, am umplut 3 foi întregi cu cuvinte fără noimă, numai pentru a mă sătura de scris, cu toate că mâna era obosită de la pictat. Închei citatul. Iată aici unul din motivele care explică pasiunea reginei Elisabeta pentru scris și pentru scrisul în sensul de a-și liniști sufletul la impas prin exprimarea pe hârtie, fie în scrisori, fie în poezie. Revenind la biografia reginei, au existat numeroase personalități contemporane cu regina și mai mulți biografi care au încercat să cuprindă personalitatea plină de fațete și uneori contradictorie a reginei poete Carmen Silva. Inevitabil, o asemenea personalitate se pot descoperi mereu lucruri noi în documente de arhivă, în corespondența care încă nu a fost în totalitate editată și publicată și... Bineînțeles că aceste noi documente nu scriu cu totul nou istoria pe care o știm până acum, însă scot la iveală anumite nuanțe despre unele evenimente, despre sentimente și acțiuni ale membrilor familiei regale, precum și despre relațiile lor reciproce și cu personalitățile vremilor. Din memoriile și scrierile autobiografice ale reginei publicate în viață, în limba germană, au apărut unele traduceri și în românește, dar din scrisorile ei publicate, unele în ediții selective germane și în limba engleză, la începutul secolului 20, nu s-a publicat nicio traducere în română până acum. Iată din ediția de scrisori ale reginei către un prieten american în limba engleză ce mărturisește Elisabeta în anul 1903 cu privire la biografiile și articolele scrise despre ea și la intenția ei de a publica memoriile proprii. Citez. S-au scris atâtea și multe prostii despre mine încât mă simt obligată să rectific pentru că nu vreau ca legenda să întreacă marele adevăr, cel simplu și adânc și care este întotdeauna cu mult mai măreț decât legenda. Dar cine ar putea inventa realitatea care este atât de teribilă sau atât de adânc trasă sau atât de frumoasă în felul în care te-a modelat pe tine însuți? Mă întreb ce vor gândi oamenii când vor citi asta și când vor vedea diferența dintre aceasta, adică memoriile pe care le publică ea, și ceea ce până și cei mai binevoitori oameni au scris despre mine. Este vorba, de fapt, despre memoriile intitulate Mein Penatenwinkel, Colțul penaților mei, care a apărut și în traducere românească în 2002-2003 în România, în traducerea domnului Dumitru Hâncu. Citesc mai departe. A fost dezgustător uneori, mai ales când încercau să împicteze viața mea într-o lumină atât de plăcută, pe când ea a fost îndeosebi neplăcută în cea mai mare parte. A fost o viață furtunoasă. A fost întru totul o viață grea. Oamenii se miră să vadă că unele vieți sunt grele de la început și nu par să se schimbe vreodată. Și totuși există nestrămutată iubire și măreție și într-o viață grea. Iar aceasta trebuie să fie călăuza prin labirintul plin de griji. Nu le voi numi pe acele persoane care mi-au întunecat viața, ci voi lăsa ca voalul de tăcere să cadă asupra lor și să-i ascundă de priviri. Mereu mi-a fost dificil de câte ori încercam să scriu despre mine. Mi se părea neadevărat, iar dacă era adevărat, îmi părea indiscret.
dar mi-am propus că nu voi scrie despre scandalul și nici nu voi divulga secrete în cartea mea, care este despre imensa gratitudine pentru toți acei oameni buni pe care am întâlnit. Închei citatul. Mă voi opri în continuare asupra unor perioade din, și momente importante din viața reginei și o voi lăsa pe ea însăși să-și povestească viața. Voi reda pasaje din mărturiile proprii ale reginei, îndeoseb din sursele mai puțin cunoscute până acum, cum sunt corespondența cu membrii familiei de Vici Hohenzollern Sigmaringen și corespondența cu regele Carol I al României. Regina Elisabeta României s-a născut la 29 decembrie 1843 la Neuwied, fiind primul copil al perechii princioare Hermann și Marie de Wied. Copilăria și adolescența le-a petrecut în mare parte la Neuwied, de asemenea pentru câțiva ani la Bonn și Paris, iar în adolescență a vizitat-o pentru câteva luni pe mătușa ei, Marea Ducesă Elena Pavlova, a Rusiei la Moscova și Petrovoreț. Copilăria Elisabeta este foarte importantă pentru a înțelege personalitatea și caracterul ei. Educația aleasă și foarte intensivă pe care a primit-o prințesa Elisabeta de Wied este pe larg relatată de ea însă și în amintirile ei din copilărie și adolescență, publicate la bătrânețe în volumul Colțul penaților mei. Acest volum a fost publicat în Germania în 1908 și a apărut și anii trecuți, cum am spus, și în România. De asemenea, a povestit și a publicat despre copilăria ei în poveștile adresate copiilor, de exemplu, în povestea autobiografică Carmen Silva, publicată în volumul Märchen einer Königin, volum în traducere românească Poveștile unei regine, publicat în Germania în 1901 și în traducere românească în 1906. Ceea ce nu ne povestește însă în textele ei autobiografice și aflăm abia din corespondența privată a reginei, îndeosebi în scrisorile către regele Carol I din perioada exilului reginei la Ziegenhaus în anii 1892 și până în 94, este prezența aproape permanentă a baronului Franz de Roggenbach în palatul de la Neuwied după moartea tatălui ei în anul 1864. În imaginea de față este o imagine care cursează și pe Facebook cu diferite explicații, cum că ar fi și Eminescu în ea, ceea ce nu poate fi pe la 1900. Deci, în această fotografie care o arată pe Carmen Silva croșetând sau tricotând ceva, în partea aici este ea, cu ochii frivolite facena. O vedem împreună cu mama ei, cea cu baticul alb, Maria de Wied, văduva. Acesta este, este baronul Franz de Roggenbach, fost ministru, fusese un politician liberal, însă un adversar al lui Bismarck, iar când a venit Bismarck la putere, s-a retras din politică. Aici mai sunt două fete care sunt din familia Solms și cred că e Solms Braunfels, doamna Olga Mavrogen, doamna de onoare a reginei și secretarul personal al reginei Edgar Dal Orso. Baronul Franz de Roggenbach fusese un prieten bun al tatălui reginei Elisabeta, principele Hermann de Wied, iar după moartea acestuia, în anul 1864, principesa văduvă Maria de Wied se atașase de Roggenbach, căsătorindu-se în secret cu el, respectiv într-o căsătorie morganatică, un fel de parteneriat care nu avea vreo importanță pentru succesiunea din familia de Wied. Pentru regina Elisabeta, însă, trauma adolescenței ei a fost de a-și pierde tatăl și a-l vedea înlocuit cu baronul de Roggenbach. Trebuie spus că au existat deja publicații în Germania despre această așa zisă căsătorie, care în felul ei morganatic era de fapt un fel de parteneriat privat, deci nu avea aceeași funcție ca o căsătorie princiară propriu-zisă.
Marie de Bunzen, pictorița care era o prietenă a familiei de Witt, publicase memoriile ei deja ceva despre Franz de Rockenbach, dar iarăși o sursă care în România este necunoscută, cred, pentru că n-am găsit-o citată în nicio biografie despre regina în limba română și nici în alte surse românești. Deci, pentru regina Elisabeta, apariția acestui bărbat în familia ei, care luase locul tatălui și aplica copiilor, de fapt, pedepsele pe care le aplicase înainte principele de Witt, a însemnat ceva pentru ea revoltător. Ea își adorase tatăl, discutase cu el filozofie. Pentru ea, Franz de Rockenbach nu era deloc o personalitate agreabilă și nu l-a putut suferi. Așa. Iar despre acest lucru povestește pe larg în scrisorile ei către Carol în perioada exilului. Aceste scrisori vor apărea în curând la editura Humanitas, în partea de exil selectată o parte, dar și cele pe care le-am ales pentru această ediție arată de fapt destul de mult din aversiunea ei față de Rockenbach. Însă, până la urmă, reușește să se împace cu ideea că Rockenbach este partenerul mamei ei, însă foarte târziu, spre bătrânețe, și asta o vedem și din scrisorile ei către regele Carol. Copilăria și adolescența ocupă un loc de seamă în opera literară a reginei. De asemenea, în ciuda despărțirii de vechea ei patrie și adoptării unei noi patrie în România, rădăcinile cu care se identifică și de care se simte legată Elisabeta întreaga ei viață sunt orașul natal, împrejurimile, cultura și natura de la Rinul central și tradițiile și cutumele familiei aristocratice, cu pretenția și datoria de a avea grijă ca moștenirea materială și spirituală a familiei să fie păstrată și dată mai departe pentru ca numele să dăinuiască. Sub pseudonimul Carmen Silva, regina Elisabeta a publicat mai multe volume de versuri despre patria ei natală, de asemenea relatează în amintirile de publicate la bătrânețe despre prietena ei îndrăgită în copilărie, Marie de Vibra, pe care o vedem aici. Asta este ea, Elisabeta de Witt. Această prietenă a decedat la numai 16 ani de tuberculoză, iar Elisabeta a mai scris un capitol în memoriile ei, care a apărut și separat ca sub formă de carte, aici, viața fratelui ei Mezin, prințul Otto de Witt, care a murit la 11 ani. El se născuse de fapt cu o malformație organică, iar toată viața lui a avut, cei 11 ani a avut de fapt mult de suferit, și această poveste o puteți citi în traducere românească în Colțul penaților mei. Este foarte, cum să spun, plină de empatie, scrie despre acest copil care, de fapt, este un copil care nu a putut savura copilăria deloc și nici mama în acel timp nu a fost sănătoasă, ea fiind paralizată. Deci a fost timp de 11 ani această familie, familia părinților ei și, de fapt, și copiii au fost toți sub impresiile acestea de grave suferințe și de boală în familie. În toamna anului 1869 a avut loc logotna și căsătoria prințesei Elisabeta de Witt cu domnitorul Carol I al României, născut prinț de Hohenzollern, Sigmaringen. Legenda despre logotna lor, fără sentimente de dragoste și privită doar ca o datorie, este o poveste redată astfel de mai mulți biografi, după relatările proprii ale reginei despre logotna de la Köln din 12 octombrie 1869 și pe care o regăsim din nou în memoriile publicate, în volumul Colțul penaților mei, în capitolul Clara Schumann. De asemenea, povestește în versuri acest moment pentru ea foarte important în poezia Köln din volumul Rinul meu, în volumul german Mein Rhein. Însă, dacă citim scrisorile Elisabetei din perioada logotnei, descoperim o totul altă Elisabeta acolo.
Ea îi scrie, de fapt, este o prințesă care se îndrăgostește imediat de logotnicul ei, Carol, îi scrie cu înflăcărare, cu mult dor pentru a-l revedea cât mai curând. De asemenea, din primele scrisori, după ce ajunge în România, scrisori către fratele ei, Wilhelm de Vici, către socrul ei, tatăl lui Carol, principele Carl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen, este foarte entuziasmată de România, este fericită și tocmai asta îi scrie și socrului și fratelui. La câteva zile după logodnă, la Köln, Elisabeta a scris o poezie intitulată Opalul, despre un dar primit de la logodnicul ei, Carol, o cruciuliță cu opale. În fotografie o vedem pe tânăra logodnică privind cruciulița pe care o ține în mână, iar în partea dreaptă este poezia Elisabetei, în scrisul ei, o poezie pe care o adaugă unei scrisori trimise lui Carol în primele zile după logodnă. Și aceste două documente se află în Arhivele Naționale ale României din București. Voi citi câteva pasaje din prima scrisoare a Elisabetei, scrisă la Köln în 13 octombrie 1869, pe care domnitorul Carol I o primește a doua zi la Paris în 14 octombrie 1869. Citez. Dragule, nu-mi pare deloc un vis că ți aparțin, ci o simt cu adevărat ca pe o sărbătoare în inima mea, acum când îți scriu această primă scrisoare. Am vegheat întreaga noapte, dar de bucurie orele au trecut repede, pline mereu de aceleași gânduri. Mi-am repetat fiecare cuvânt pe care mi l-ai spus și toate îmi sunt tare scumpe. Mi s-a întâmplat cel mai fericit lucru care îi se poate întâmpla unei fete, să fie dorită de un bărbat în care ea are încredere și căruia îi crede. Cât de bine a sortit Dumnezeu pentru mine și de ce m-a ferit pentru ca să devin a ta, asta o vei afla când îți voi povesti întreaga mea viață. Căci tu, bineînțeles, trebuie să știi tot ce m-a preocupat vreodată, chiar dacă voi avea nevoie de un mic imbold ca să-ți măturisesc ție. Privesc mereu la degetul gol care îmi pare subțiat în locul unde a așteptat inelul atâta vreme și mă mir. Astă noapte m-am uitat de multe, multe ori la cruciuliță, la portrete, la moneda de aur, iar cruciulița nu mi-o mai dau jos de la gât. Eu pot doar să-ți repet, sunt foarte, foarte fericită că pot fi mireasa ta. Vino cât mai curând, pe vecea ta, Elisabeta. În primilor ani de căsătorie, Carol I și Elisabeta au fost un cuplu fericit, iar mărturie este din nou corespondența dintre soții Elisabeta și Carol. În imagine vedem o filă dintr-o scrisoare a Elisabetei, în scrisul de copil al fiicei lor, în care micuța prințesă Maria folosește expresii românești, germane și englezești, adresându-se tatălui ei, domnitorul Carol. Citez în traducere rândurile fetiței. Dragă tată, eu sunt cu minte, ieri am fost pictată, o, fac noroi, așa, deci, iti face o prostioară. Moartea fiicei lor la numai 3 ani și jumătate a însemnat pentru amândoi o mare durere exprimată în scrisorile personale către membrii familiei, deopotrivă de Carol și de Elisabeta. În imagine, în partea dreapta jos, vedem o telegramă a reginei Elisabeta către mama ei, prin care o înștiințează de pierderea fetiței, citez, copilul meu este la Otto, închei citatul, Otto fiind fratele mezin al reginei Elisabeta, care murise tot la vârsta copilăriei. Pierderea fiicei nu i-a înstrăinat pe Carol I și Elisabeta, așa cum au afirmat unii biografi sau contemporanei perechii regale, ci i-a unit pe soții în durerea lor, de asemenea i-a unit în următorii ani speranța de a avea alți copii, iar apoi, în ciuda dezamăgirilor de a nu avea un moștenitor direct al lor, îi leagă pe soții mai departe ideea de datorie și misiune comună a lor pe tronul României. Din scrisoria Elisabetei reiese că ea este pentru Carol o parteneră adevărată și nu doar o soție supusă. Ea îi dă sfaturi și idei noi, povestește ce le-ar interesa mai mult din călătoriile ei prin străinătate, unde caută să întâlnească diferite personalități interesante și folositoare pentru rege și țară, și astfel regina încearcă să-l sprijine prin tot ce întreprinde. Citesc în continuare dintr-o scrisoare a Elisabetei către Carol din anul morții fiicei lor, scrisă la Sinai în 16 octombrie 1874, data logotnei lor.
Citez. Dragul meu, astăzi se împlinesc 5 ani de când ai sosit la Mont-Repos, a fost așa de frumos. Oare ce așteptări aveai atunci de la mine? Și care dintre ele ți s-au împlinit? Eu am primit cu mult mai mult decât așteptam. Spun asta cu inima plină de mulțumire, iar copilul pe care l-am avut împreună este pentru mine dovada că Providența ne-a găsit potriviți unul pentru celălalt și a vrut cu adevărat să ne binecuvânteze. O, dragul meu, fericirea noastră nu este distrusă, căci dragostea noastră a crescut. Când un bărbat devine tată, abia atunci simte că femeia lui este soția lui, iar când o femeie își pierde copilul, atunci ea simte că bărbatul care o sprijină în ceasul acesta este soțul ei. Astfel și pe noi ne unește râul iubirii noastre, care ne poartă corabia vieții mai departe, prin toate suferințele, ocolind toate stâncile și trecând peste toate hăurile. Nu-i așa, dragul meu drag? Închei citatul. Corespondența dintre Carol și Elisabeta din anii perioadei războiului pentru independența României, 1877-78, ne arată de asemenea câtă încredere avea domnitorul Carol I în soția lui. Este bine cunoscut că Elisabeta Doamna a îngrijit ofițerii răniți pe front în barăcile spital construite în curtea palatului de la Cotroceni. Ce reiese din corespondența perechii regale din această vreme este că Elisabeta Doamna este cea care primește de la domnitorul Carol relatările sale directe despre perioada petrecută pe front. Carol îi împărtășește gândurile și intențiile sale și o îndeamnă să păstreze bine aceste epistole pentru că vor fi folositoare ca mărturii pentru istoriografia viitoare. Iar din scrisorile Elisabetei către Carol, întâi aflăm că Elisabeta este însărcinată în acest timp și suntem martori astfel cum capătă speranță din nou amândoi, cum domnitorul Carol se îngrijește de sănătatea soției sale, pentru că apoi să aflăm de dezamăgirea Elisabetei, care îi mărturisește că a pierdut sarcina sau că a fost o sarcină falsă și că au sperat și s-au bucurat amândoi din nou în zadar. Pe Elisabeta o vedeți aici, pe scara. Citez din scrisoarea Elisabetei de la Cotroceni din 8 noiembrie 1877 către Carol I aflat pe front. Citez. Suferințele din ultimele luni sunt deja uitate, să nu crezi că mă cufund în ele, cu toate că ar trebui să mint dacă aș spune că aș putea suporta cu ușurință această dezamăgire. Cine știe dacă nu este mai bine? Ar fi fost prea multă fericire să te întâmpini la întoarcere victorios și în același timp să porți ceva sub inimă, prea multă fericire pentru sărmana inimă care e obișnuită cu suferința. Când mă gândesc că te voi vedea și că voi fi în brațele tale, atunci toată suferința mea de acum va fi uitată. Și acum despre regina poetă, scritoarea Carmen Silva. Este bine cunoscut că Elisabeta a început să publice în România în 1880 sub pseudonim Carmen Silva, de fapt și în Germania. Din corespondența perechii regale aflăm că Elisabeta îi trimite deja din perioada de logodnă mai multe poezii lui Carol și îl îndeamnă să le citească pentru că din poezii, așa spune ea, el o va putea cunoaște mai bine. De-a lungul anilor, regina îi trimite regelui mai multe manuscrise ale ei literare, atașate în scrisori, cerându-i părerea despre ele. De asemenea, regina scritoare este cea care îl îndeamnă pe rege să-și publice memoriile. Din Seckenhaus, la 1 iunie 1883, îi scrie, citez, când văd și aud cum trăiesc alții, atunci constat că noi am avut-o cu adevărat greu. Unchiul Nicola m-a lăsat ieri să-i povestesc multe despre mine, despre război, despre cedarea Basarabiei și chestiunea Dunării. Este plăcut să discut cu el, pentru că el este atât de lucid și rămâne calm, privind toate lucrurile cu simplitate. Dar sunt de părere că este mai necesar ca oricând să-ți scrii memoriile. Ai putea să lucrezi un pic în avans, ca să putem continua cu zel când revin acasă. Dar trebuie să mai povestești câte un pic. Închei citatul. Călătoria pe care o face regina Elisabeta în Marea Britanie în anul 1890 este privită de ea ca fiind apogeul carierei ei de regină scriitoare. În Țara Galilor, unde poposește la Landudno, este impresionată de primirea plină de entuziasm atât în cercurile aristocratice, cât și de locuitori, care, dintre care unii își exprimă admirația față de poeta, pe care o cunosc grație
poeziilor ei din volumul Cântecele meșteșugarilor apărute în limba engleză în ziarele locale. Dat fiind că în anul 1891 a urmat afacerea Văcărescu, apoi exilul de 3 ani al reginei în străinătate, cei mai strălucitori ani ai reginei poete sunt cei din perioada 1880 până în 1890. Citez în continuare dintr-o scrisoare a reginei către regele Carol I din Wiesbaden la 17 octombrie 1883. Citez. Ți-am povestit deja că de curând a fost o doamnă din Australia la noi viți, care e pentru prima dată în Europa și a fost foarte emoționată să mă vadă. Zice că aș fi atât de populară în Australia. Traducerea în engleză a Rapsodului, o carte a Elenei Văcărescu cu poezii inspirate de poezie populară românească. Această carte a fost tradusă de Elisabeta în engleză și în germană. Deci, mai departe, în scrisoare, traducerea în engleză a Rapsodului va fi tipărită în același timp în Anglia și în America. Poeții francezi au fost atât de încântați încât lui Sully Prudhomme i-au curs lacrimile, iar Le Comte de Lys a spus că începe o nouă era a artei poeziei. Țara noastră mică, mică, nu așa că e frumos asta. Și vor urma mai multe dacă Dumnezeu îmi va da zile. Ex oriente lux, lumina vine de la răsărit, vom spune atunci cu mândrie și vom face ca aceste cuvinte să trimită spre noi. Închei citatul. Exilul reginei Elisabeta din anii 1891 până în 1894. Ce este cunoscut fiind preluat deja de presa vremii de scandal, locotna principelui Ferdinand cu Elena Văcărescu, domnișoara de onoare preferată a reginei Elisabeta, locotnă încurajată de regina, a stârnit indignarea clasei politice și a pricinuit reginei un exil de peste 3 ani. La început un autoexil, regina retrăgându-se în vara anului 1891 la Veneția pentru lunile de vară, începând cu septembrie 1891 și până în 1894, în iulie, trebuie să vorbim despre un exil impus de însuși regele Carol I, exil sub care regina suferă și pe care îl percepe ca pe o pedeapsă mult prea aspră. Citesc dintr-o scrisoare a reginei către Carol I din Ziegenhaus din 10 martie 1894, deja spre sfârșitul exilului ei. Citez, la ce mi-a folosit mie toată seriozitatea? Doar ca să străbat cu mult mai greu prin viață. Am vrut să am o curte spirituală și artistică, o ferară, ceva care să lumineze departe spre cea mai înaltă civilizație. Poate că solul în care am vrut să sădesc nu era încă pregătit pentru a da roade, iar picioarele dănțuitoare se potrivesc mai bine decât frunțile gânditoare. Cine poate spune de ce merg lucrurile așa cum merg? Cu siguranță nu este adevărat că suntem meșterii soartei noastre, suntem o jucărie a destinului, iar libertatea voinței este o vorbă goală. Ești folositor pentru o vreme la un loc, pentru că te potrivești acolo, iar în ceasul în care te-ai uzat, ești pur și simplu dat la o parte. Închei citatul. Prima întâlnire a reginei Elisabeta cu principesa Maria, tânăra logodnică a prințului moștenitor Ferdinand, a avut loc tot în perioada de exil a Elisabetei, în 1892, în august, la Ziegenhaus. Iată ce scrie regina Elisabeta regelui Carol I despre vizita tinerei principese Maria în vârstă de numai 16 ani la data logotnei, împreună cu mama acesteia, Marea Ducesă Maria de Coburg. Citez. Dragule bun, scrisoarea ta dragă a sosit ieri tocmai pe când mă odihneam după o lungă conversație cu mama și fiica. Sunt încântată de amândouă, o găsesc încântătoare pe mireasă, ca o floare minunată cu buclele ei adorabile, dar totuși abia un copil, astfel că am înțeles rugămintea lui Calinderu de a o croti. Mi-am imaginat-o mult mai dezvoltată. Găsesc că este îngrozitor să o lăsăm să vină în România fără apărare, fără ajutor, când nimic nu ar trebui să o atingă. Trebuie să rămână nevinovăția și neștiința ei neștirbite. Altminteri se va prăbuși, cunoscând viața sub aspectul ei cel mai urât, așa cum s-a întâmplat cu mine, pe când eu însă aveam 10 ani mai mult decât ea și eram un om în toată puterea cuvântului, care de 9 ani călătoream singură în întreaga lume, fusesem la multe curți străine, scriam deja de la 12 ani texte filozofice, etc. Mă bucură nespus frumosul ei talent. Florile ei sunt încântătoare, mi-a dăruit un frumos evantai. Mi se pare uimitor când mă gândesc că ar fi putut fi aproape nepoata mea.
Mi se pare că sunt cu 10 ani mai bătrână când mă gândesc că acest copil va trebui în curând să-mi ia locul. Te simți cu adevărat dat la o parte ca o veche umbrelă care și-a terminat treaba, aproape de sfârșitul firului vieții. Mă gândesc mereu, cum spunea tata, celor tineri le aparține lumea. Închei citatul. Scrisorile Elisabetei către Carol I din vremea exilului vorbesc deseori despre dezamăgirile reginei, care este cu atât mai sensibilă la cele ce se petrec la București, cu cât are mereu senzația că este pedepsită de destin prea aspru. Citesc din scrisoarea Elisabetei către Carol de la Ziegenhaus din 14 februarie 1894. Citesc. Dragul meu bun, numai dacă aș ști că ești din nou complet restabilit. N-am mai primit nicio telegramă de la acel T. Danson, care trebuie să fi fost încântător. Acum sunt date petrecerile la care am visat toată viața. Și tot acum vine Munesului la București, pe care mi-am dorit să-l văd de ani și ani și îl joacă pe regele Oedip. Acesta e ghinionul meu, mereu cu paharul plin pe la nas, oferit însă până la urmă altora. Cu cât te gândești mai mult, cu atât viața pare mai indescifrabilă. De ce unul are parte numai de grele renunțări, iar altul trebuie să ia caimacul, fără niciun cuvânt de mulțumire măcar? Eu muncesc zi și noapte la păturica pentru leagăn, care este aproape gata, iar când i-am arătat lui Missy toată această copleșitoare muncă, i-a aruncat numai o privire indiferentă, admirând însă șalul tricotat pe care i l-am dăruit. Ce de lucru, cum se fac numai în mănăstire, am făcut eu în viața mea și, de fapt, la ce bun. Închei citatul. Regina Elisabeta a revenit din exil la București în septembrie 1894 alături de regele Carol I. Despre sentimentele ei la întoarcere și trauma exilului, regina s-a destăinuit preotului german Ludwig Schneller în scrisorile din primele luni după întoarcerea în România. Citez. A fost emoționantă primirea mea în toată România și mai ales aici, la București. Cu miile se adunaseră din popor și se înghesuiseră în jurul mașinii mele cu o bucurie de nedescris. Mulți mă priveau cu lacrimi în ochi. Cu toți erau de parcă le-ar fi revenit mama acasă. Multă amărăciune s-a cufundat în aceste zile. Ceva a fost distrus în acea vreme care nu mai poate fi trezit vreodată la viață. Pe altele am încercat să le reclădesc cu răbdare. Dar în fiecare clipă inima mi este din nou rănită. Am zis ieri, dacă ar ști oamenii cât de incurabilă sunt, atunci abia și-ar da seama de măsura cruzimii lor. Dar cum toți oamenii suntem doar unelte, am învățat și eu să am răbdare cu alții. Încheie citatul. Este bine cunoscut că regina Elisabeta, la revenire în România după anii de exil, și-a reluat imediat activitatea ei artistică, caritativă și de mecenat și că a luat parte activă din nou la viața socială de la curtea regală. Ceea ce divulgă însă corespondența privată a reginei este relația dificilă cu Ferdinand, pe care Elisabeta o are în continuare. Elisabeta îl compară pe Ferdinand deseori într-un mod nefavorabil cu regele Carol și nu îl menționează în jurnalul ei de călătorie pe Dunăre, publicat în anul 1905, un jurnal dedicat regelui. Și totuși Elisabeta recunoaște că ea are o privire prea subiectivă și prea severă asupra lui Ferdinand și că această părere nu este împărtășită la fel și de regele Carol I. Într-o scrisoare din 18 martie 1900, regina scrie către fratele și cumnata ei, Wilhelm și Marie de Vid, următoarele. Citez. Avem mai multe supărări și greutăți decât în întreaga domnia lui Carol. Sunt lucruri groaznice la ordinea zilei și neliniști de temut, iar Carol nu mai are energia de altă dată, este și el obosit și se simte asta. El ar fi avut nevoie acum de zile mai liniștite și un schimb trebuie să se ducă, să ducă o luptă mai grea cu oameni mai puțin iscusiți. Prelungirea prezenței lui Nando aici este o mare fericire. Nu aveam nicio idee cât de mult îl îndrăgește Carol și cum știe acesta să-l distreze și să-i povestească lucrurile care îl interesează pe Carol, fie și numai amintirile din Potsdam, care pe moment îl distrează și îl amuză pe Carol. Ferdinand merge și în senat și se prezintă oficial aici, unde eu nu pot fi, astfel încât în iarna aceasta s-a dovedit mai folositor decât oricând. Închei citatul.
După revenirea în România, Elisabeta adoptă o concepție personală nouă despre rolul ei ca regină bătrână, văzând că Maria i-a luat locul ca mama dinastiei. Astfel, Elisabeta, care mai înainte se numea mama regină, se consideră de acum încolo o bunică a țării. Relația dintre regină și principesă, la început tensionată și marcată de gelozie și neîncredere reciprocă, evoluează pe la 1900 spre bine. Într-o scrisoare către principesa Pauline de Witt, regina Elisabeta scrie la 12 ianuarie 1902 următoarele, citez: am chiar acum colosal de multe de făcut, toate asociațiile care mă așteaptă cu daruri, aici pentru 500 de copii, acolo pentru 200, în altă parte pentru 1000 de bătrâni, apoi sunt bazarul și concerte și înscenări la care trebuie să fiu floarea decorativă de pe masă. De obicei, ne împărțim misii și eu sarcinile pentru ca să se vadă peste tot una din noi, căci multe evenimente au loc în același timp. Relația dintre noi devine pe zi ce trece tot mai frumoasă. I-am învins suspiciunea cu răbdare și iubire și indulgență, iar acum are cea mai mare încredere în mine. Închei citatul. Mai mult decât atât, regina Elisabeta începe să o admire pe principesa Maria pentru cutezanța ei de a-și amenaja încăperile palatului după propriul ei gust. Ca urmare, și Elisabeta se lasă influențată de această creativitate îndrăzneață a Mariei și își amenajează de asemenea un atelier nou de pictură la Castelul Peleș. Într-o scrisoare către medicul Yang, regina Elisabeta își exprimă admirația față de gustul artistic al principesei Maria, dar în același timp și indignarea că nu sunt apreciate în aceeași măsură de ceilalți și gustul Elisabetei și mai ales răbdarea și bunăvoința ei față de alții. Citez: nu ați văzut încă camera prințesei pe care și-a făcut-o în întregime singură, fără a spune un cuvânt, a desenat și aranjat totul și a brodat chiar și mobilele. Este un amestec de templu indian și de poveste. Încântător! Podeaua ei în gresie albăstruie ca o apă, pereți în albastru turcoaz cu benzi decorative de aur și ghirlande de trandafiri aurii. Este minunat și atât de original. Nu ați văzut nicăieri ceva asemănător. Nu cred că se poate lucra mult în asemenea încăpere, dar poți să o savurești și să te simți deasupra lumii și departe de toate supărările și mizeriile. Face o senzație într-adevăr grandioasă. Regele i-a promis prințesei un vitraliu, iar eu îl voi picta. Planul meu pentru atelier este la fel de frumos. Eu încă mai păstrez toate lucrurile vechi, chiar și unele mobile din vremea lui Cuza. În loc să fie admirată prințesa pentru invențiile ei, a trebuit să mă admire pe mine pentru că suport de atâția ani lucrurile vechi și toate cadourile oribile care umplu camerele, în timp ce eu am un gust la fel de bun ca și prințesa. Dar în mintea mea, ideile nu sunt cerințe. Niciodată nu am îndrăznit să mai cer ceva după ce am devenit mamă. Parcă devenisem o străină în propria casă, nu mai aveam curajul de a fi stăpână. A fost stupid, dar nimeni nu poate trece peste ceea ce simte. Atâta vreme cât era mamă, mi se părea normal să dau ordine, dar după aceea nu mi-a mai păsat de nimic. Iar acum am senzația că pentru prima oară am din nou interes pentru tot ceea ce mă înconjoară și vreau să amenajez încăperea după gustul meu. Poate că ar trebui să recunosc că nu prea are rost, dar iată, abia acum încep din nou să trăiesc după ce părăsisem viața cu atâția ani în urmă. E ca și cum aș găsi mai multă plăcere în viața acum. Și la urma urmei, poate că și este. Închei citatul. Pe lângă detalii familiare, aflăm din corespondența privată a reginei, în repetate rânduri și de grijile ei în ce privește soarta țărănimii. Către fratele ei, principele Wilhelm de Witt, regina scrie de la București în 30 ianuarie 1905, citez: ieri l-am avut într-o lungă audiență pe specialistul nostru în statistică, care mi-a spus că 400.000 de țărani sunt fără de pământ și proprietate, ceea ce este probabil cea mai proastă veste. În schimb, o veste bună e că s-au mobilizat acum țărani care arendează împreună domenii mai mari. Căci există 5.000 de arendași în țară. Ce înseamnă asta nu trebuie să mai explic. Și în sfârșit își dau seama și marii proprietari și încep și ei să-și cultive domeniile singuri din nou, cu toate că asta le aduce mai puțin. Dar văd și ei că altfel pământul și țăranii vor fi ruinați. Am fost de multă vreme o adevărată Casandra. M-am revoltat din cauza ridicării exagerate a taxei de arendă și a tăierii pădurilor, iar acum, când își dau și ei seama, este de fapt prea târziu.
A fost regretabil că nu știa Carol despre cultivarea pământului mai nimic și astfel nu a recunoscut unele primejdii pe care eu însă le vedeam clar. Acum încerc să ajut cu forțele mele, pe când mai înainte totul ar fi fost de prisos, când oamenii nu mi-ar fi dat crezare. Încheie citatul. Și totuși, răscoala de la 1907 o surprinde pe regină într-un mod neplăcut, în ciuda actelor ei caritabile și a declarațiilor ei și analizei lucide a stării, de fapt, și în anii următori aflăm că situația țărănimii nu își va găsi o soluție nici din perspectiva reginei. Astfel îi scrie prințesei Sofie de Vit în București la 8 ianuarie 1908 următoarele. Citez. Aici ne amenință foametea și revoluția. Dacă facem bine țăranilor, se revoltă cei de sus. Dacă le facem bine marilor proprietari, se revoltă țăranii. Se pare că nu am fost niciodată într-o situație mai dificilă, iar Sturza e bătrân și oamenii nu mai au încredere unii în alții, ci se combat reciproc cu toate mijloacele. Închei citatul. Și voi încheia cu alte două pasaje din scrisorile Elisabetei despre România, scrise la bătrânețe către prințesa Sofie de Vit, cea care a fost principesă consoartă a Albaniei în anul 1914, alături de Wilhelm de Vit, nepotul reginei Elisabeta, principe al Albaniei. De la Sinaia, în 31 iulie 1914, regina Elisabeta îi scrie următoarele din experiența ei pe un tron într-o țară străină. Citez. Nu putem cuprinde atât de repede mentalitatea unui popor străin și de aceea nu reușim să folosim cuvintele pe care le înțelege și care îi plac. Și astfel poate că greșim tocmai acolo unde, în alt loc, am fi procedat bine. Am avut deseori experiența aceasta aici, până când am înțeles mentalitatea locului. Nu ajunge să cunoști limba, trebuie să și gândești ca ei. Aici societatea gândea franțuzește. Asta era deja destul de greu, căci eu nu gândeam deloc franțuzește. În schimb, poporul gândea românește, ceea ce era o diferență de la cer la pământ. Dar m-am obișnuit în sfârșit, iar acum deslușesc mai bine ce efect au unele lucruri asupra lor. Închei citatul. Iar despre atașamentul reginei Elisabeta pentru România mărturisește tot către prințesa Sofie de Vit de la București în 18 martie 1900. Citez, ah, Rinul, îi vor purta dorul cât voi trăi. Și totuși, acum aș avea dor de casă, de România, dacă ar trebui să o părăsesc. Dor de soarele ei, de carele cu boi, de limba ei, de arșița orientală, de oamenii cu care împărtășesc viața de peste 30 de ani. Închei citatul. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, dacă mai aveți întrebări, cu drag, răspund ce pot. Poate până când se hotărăsc pe cineva să pună întrebare, aș vrea să felicit pe doamna Zimmermann pentru această prezentare cu aceste imagini, din care am reușit și noi să avem o imagine cu totul alta decât poate cât aveam până acum. Da, în sfârșit, generația mea oricum nu avea niciun fel de imagine despre regina Elisabeta și vreau să mulțumesc foarte mult și o așteptăm și cu noua carte pe care o va prezenta. Iar referitor la regina Elisabeta, la acel tragic exil pentru mine, aș fi vrut poate să ne explicați mai mult de ce totuși regele Carol a exilat-o. Da, la început, nu știu, din mai multe surse, mi se pare că a fost și o intrigă la curte, s-au creat anumite centre de influență în jurul reginei, apoi în jurul regelui Carol. Dacă combinăm aceste surse, pe de o parte scrisorile reginei către Carol, pe de altă parte ce consemnează regele Carol în jurnalul lui și apoi
le împreunăm, vedem că apare doctorul Kremnitz la Palanța, regina este îngrozită când îl primește, îi scrie asta regelui Carol. Regele Carol se pare că doar scrie, dar nu îi se pare ceva ieșit din comun, dar Kremnitz se pare că se nu este mulțumit de situația pe care o găsește acolo, nu-i place de doctorul Scharenbroich, care este de fapt din îndemnul regelui Carol acolo. Se pare că regina Elisabeta reușise cu farmecul ei să-l acapareze pe doctorul Scharenbroich, încât doctorul Scharenbroich, în care de fapt trebuia să scrie despre toate ce se întâmplă la Palanța regelui, se pare că a început să ia partea reginei Elisabeta, deci este un fel de concurență și între medici, iar din jurnalul regelui Carol I, în însemnării lui, apare că doctorul Kremnitz îi dă ideea să o țină pe regina Elisabeta mai departe în străinătate, deci după Palanța, de fapt, regele Carol se pare, sau așa înțeleg eu din jurnalul lui, că aștepta pe regina Elisabeta să revină. Ei, tot ce primește în scris, tot ce primește în viu grai de la cei pe care îi trimite la Palanța, par să-i povestească cu totul altceva, deci regina este mai departe înverșunată, regina este mai departe bolnavă, regina nu poate veni în acest stadiu. Regina însă vrea să vină, ea nu vrea să rămână în străinătate, sub nicio formă nu vroia să ajungă la mama ei, în casa mamei ei, unde, după cum am spus, era și domnul, tată Vitreg, baronul Franz de Roggenbach, pe care nu-l putea suferi absolut deloc, iar până la urmă se consemnează și pleacă spre Palanța, însă regele Carol, în acest timp, scrie lui Kremnitz că nu este necesar să plece Elisabeta spre Ziegenhaus. Între timp, regina plecase spre Ziegenhaus, deci un fait accompli, de fapt. Eu cred că cumva nu s-au înțeles acolo. Până la urmă, regele Carol, probabil că el trebuia totuși să-și apere situația din București, da? Deci nu putea să riște să vină regina să-i facă din nou scandal sau să fie văzut aici bolnavă, pentru că asta îi scrie și el reginei, dacă vine bolnavă, toți îi dau lui vina că ar fi îmbolnăvit-o pe regina. Deci nu se putea acest lucru, regina trebuia să vină pe picioarele ei, semeață și da, atunci îi putea oferi într-adevăr aceeași poziție lângă el și nu ca o bolnavă. Dar, da, dacă a fost înțelegere sau neînțelegere, asta până la urmă nu mai contează. Fapt este că regina a rămas la Ziegenhaus mai mult apoi decât iarăși prevăzuseră atât regele Carol cât și regina Elisabeta. Era vorba iarăși doar de o perioadă și apoi să vină, dar nici în această perioadă nu s-a sfârșit scandalul. În 1893 apare un roman în Franța, scris de fostul secretar al reginei, care chipurile se uitase în jurnalul reginei și copiase de acolo anumite lucruri și într-un roman fictiv, de fapt, descrie curtea regală de la București și într-un mod foarte urât, de fapt, în care însă personajele se redescoperă într-un mod caricatural și sunt înverșunate, mai ales regele Carol. El încearcă să oprească acest roman la București, da, și la Paris, da. Scandalul iese totuși în public. Este ceva ce îl supără enorm pe regele Carol I.
Cu toate că și mai târziu apare un roman asemănător al Mitei Kremnitz, care tot așa, de fapt, face o caricatură din regina Elisabeta și totuși în acel timp, în 1902, nu este acea situație, regina este de mult deja în România, nu, acest roman al lui Mitei Kremnitz nu are aceeași, nu provoacă un scandal și regele nu face nimic. Singura care este supărată și care este până la urmă pedepsită este din nou regina Elisabeta, dar c'est la vie. Exilul pentru regina Elisabeta a fost într-adevăr greu. Din perspectiva ei, ea nu s-a putut împăca cu ideea că a trebuit să ajungă în casa mamei ei, care era o mamă severă pentru ea, deci nu se înțelegeau ele atât de bine. Până s-au împăcat, a durat vreo 2 ani, s-au împăcat abia atunci când s-au întâlnit în artă. Da, e curios, regina Elisabeta se împacă cu oamenii când ajunge în faza de literatură, artă, așa este și cu Principesa Maria. Când începe Principesa Maria să scrie, regina Elisabeta schimbă atitudinea față de Principesa. Ea probabil că vedea toată viața ca... Da, o mizerie, iar numai artă, în artă îi plăcea să să converseze. Nu știu, mi se pare că și cu mama ei se împacă în timpul exilului, abia când mama ei îi amenajează în casă, în mansardă, un atelier de pictură. Și atunci Elisabeta e entuziasmată și până la urmă se însănătoșește doar din cauza ideii acesteia că ea are în sfârșit un mediu în care se simte bine acolo, este camera ei, nu este o persoană care ocupă un loc nedorit și nu este dorită în casa mamei ei. Sunt, de fapt, sentimente foarte umenești, se poate înțelege, însă ea nu este o persoană doar privată și este totuși regină și tot ce face este și are și un aspect politic și, este privit din afară, deci. Dar trebuie să înțelegem și pe regele Carol că a trebuit să salveze situația din București și nu putea risca nimic aici. Da. Nu se aude? Nedatorat acceptului și patronajului acordat de regină pentru logodna dintre Elena și Ferdinand, logodnă care s-a produs la Curtea de Argeș sau nu știu unde s-au logodit. Și am înțeles că până la un punct chiar și regele a fost de acord. Și Carol a fost de acord până când i s-a atras atenția de către miniștri. Mi se pare că Ogălnicianu a venit la Scărcat Argiu. Dacă puteți să ne spuneți mai multe despre acest lucru și ce înseamnă, adică pentru mine e o problemă, nu știu ce înseamnă boala ei, a fost declanșată de... acest exil. Da, era ceva pe bază nervoasă, de care suferise și mama ei, de fapt, nervozitate care provoca un fel de paralizie la picioare. A avut și ea acest lucru. Da. Și Elisabeta, n-am știut. Știam că mama ei a fost paralizată și chiar că a încercat un tratament cu hipnoză. Nu știu, cu hipnoză n-am știut, dar cu electromagnetic. Șocuri electrice. Despre asta scrie, mai ales la mâini avea iarăși probleme. Poate avea și ceva, gută avea, în orice caz, gută scria deja în anii precedenți, asta vine de la mâncare. Deci asta ar fi o întrebare și a doua întrebare, dacă mâncare puteți prea să ne... bună, să zicem așa, prea multă carne în mâncare. Și a doua întrebare, dacă puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre perioada de logodnă și cum s-a întâmplat între ei. Mm. Această întrecostire. Cu Ferdinand? Să terminăm cu exilul, cu Ferdinand. Cu exilul. Mulțumesc mult. Este cunoscut, de aceea n-am mai insistat despre logodna cu Ferdinand. Elena Văcărescu era o fată atunci foarte carismatică, cultă, este descrisă și de contemporane așa, nu era frumoasă sau nu o vedem noi așa de frumoasă și în comparație cu Maria, bineînțeles, nu era
o soție potrivită pentru Ferdinand atunci, pentru că în țările de vest, la curțile imperiale și regale, nu ar fi fost socotită adecvată în ierarhia aristocratică. Deci dacă s-ar fi căsătorit Ferdinand cu Elena Băcărescu, niciodată n-ar fi stat la aceeași masă lângă împăratul german sau lângă împăratul. Nu exista așa. Atunci nu era așa ceva, pentru că și la curtea Austro-Ungariei a fost acest lucru cu moștenitorul care a fost care a fost omorât, dar nu era nici acolo o căsătorie acceptată. Deci trebuia să fie în aceeași aristocrație înaltă, copii, fiice de împărați, fiice de regi, dar boierii din România nu aparțineau în aceeași ierarhie. A fost un legământ pe care l-a făcut Carol? Dar era privat, nu era încă... Că n-avea voie să se căsătorească cu o româncă, cu un descendent al unei familii boierești, pentru că asta ar fi fost în România, Carol s-ar fi supus, pentru că el a fost ales rege. El nu este un rege care a ajuns prin forță proprie în România. Este un rege ales cu un mandat al boierimii românești. Dacă boierii ar fi dorit această căsătorie, regele s-ar fi supus. Da. Dar dacă boierima românească nu a dorit această căsătorie, în niciun caz regele nu s-a opus. Deci a contat în ultima instanță, da. A contat Parlamentul, a contat ce vrea țara pentru rege, da. El a început, dar era șovăitor, deși cred că ar fi văzut că în țările de vest nu ar fi avut același succes acest mariaj, cum a fost apoi, într-adevăr, un mariaj strălucit cu Maria. Da, cu și mai bun decât al lui, pentru că Maria, avea legături dinastice, era bogată, da, era tânără. Ei, pentru iarăși din viziunea noastră de astăzi era minoră, dar ea a avut în primul an moștenitorul, acest lucru s-a așteptat de la ea. Și a avut apoi un al doilea băiat, iarăși foarte important. Deci Maria a îndeplinit exact ceea ce s-a așteptat de la această căsătorie. Da. Acum Logotna Elisabeta, da. Elisabeta s-a entuziasmat, eu când am citit primele scrisori, cu acestea am început, am crezut că citesc despre cu tot o altă persoană, eu n-o cunoscusem decât din scrierile ei publicate, iar acolo se pare că la bătrânețe este un pic mai liniștită și uită ce a scris la tinerețe. Poate că n-ar fi stricat să-și mai citească o dată scrisorile, cât de înflăcărat a fost, cât de îndrăgostit a fost de Carol la început. Nu știu dacă într-adevăr de el sau de ideea de a fi soția lui sau în sfârșit se marita, poate toate la într-una. I-a plăcut ideea că va deveni o doamnă într-o țară străină, iarăși ea fiind mai romantică și entuziasmându-se repede pentru o idee, dar ea nu se entuziasma pentru orice fel de idee. Deci a fost și o idee care i-a plăcut pentru că era vorba de datorie, era de vorba că ea se poate implica în caritate, că poate să-și creeze o nouă curte. Exact aceste lucruri le scrie în prima scrisoare către socrul ei. Este bucuroasă că ajunge aici și încă nu este o curte așa, încă deja bine întemeiată și ea încearcă, se gândește deja cu ce să înceapă aici și se pare elementul muzical ceva foarte potrivit pentru curte, pentru că este un aspect și educațional și muzica vrea să, da, cultura muzicală la curte vrea să o introducă și să o, da, încurajeze și, da, prin asta începe ea aici și face planuri. Da, asta e mai târziu, dar da, și asta face parte din,
și din talentul ei, pentru că ea însăși cânta la mai multe instrumente, că dacă n-ar fi cântat ea însăși, dacă nu n-ar fi putut citi o partitură, poate că ar fi fost ca Maria, care savura ascultând, dar nu făcând ea însăși muzică. Avem altfel de regina a doua, care a pus accentele în alte părți, avea alte talente. Dar regina Elisabeta este cea, de fapt poate că e singurul lucru unde Maria nu-i face concurență, are noroc că mai este și ceva ce rămâne. Elisabeta este muzica, cultura muzicală la curtea românească. Ea pune bazele aici, ea... Sunt descrieri ale diferitor contemporani, unele chiar foarte amuzante, când, de exemplu, diplomatul Kinderlein Wächter, diplomat german, care nu savurează muzica, nu o înțelege, el spune în memoriile sale că vine, da, a venit la un concert, dar înainte, când s-au închis lumina, da, el s-a furișat afară, s-a dus cu căței lui la plimbare și a reușit după o oră să mai ajungă chiar înainte să se termine piesa și s-a așezat în lojă și era foarte entuziasmat de el că i-a reușit povestioara asta. Urmașul lui, Rosen, povestește cu totul altceva. El este un iubitor al muzicii și el își amintește de regină cu totul altfel. O admiră pentru cultura muzicală care este oferită la curte și povestește că el și soția lui au avut parte de multe concerte cu muzică foarte bună. Deci depinde, unii puteau înțelege pentru că aveau aceleși pasiuni, alții nu o înțelegeau și o găseau ciudată. La fel și la literatura, da. Asta nu știu, știu că ea avea o legătură cu Constanța, de Constanța și scrie acolo. Da, 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 dar regina Elisabeta era cu drag la Constanța, despre Constanța și scrie că ea nu poate să îi lipsească Constanța o dată pe an, trebuie să meargă la mare. Da, și regretă că lui Carol nu-i place marea cum îi place ei, lui îi place mai mult la munte, dar da. Dar despre euforie nu a scris, nu știu nimic. Poate că se găsește ceva, mai sunt multe lucruri care nu au fost încă publicate, nu au fost încă, mai sunt în arhive. S-ar putea să fie ceva, nu știu, eu n-am găsit încă. Da. Acum de curând, nu? A fost ceva, parcă, da. Sau când? În 2008? În vremea regine s-au făcut mai multe lucruri, da. Pentru că era regină și, da, dar nu mai știu ce, da. Nu. Pot spune, nu? Piesele de teatru. La cine? Elisabeta și pictura, ea nu este o pictoriță născută, nici nu avea, cred, așa un talent așa de mare ca regina Maria. Ambele au luat îndrumare, au avut îndrumare de la pictori profesioniști, dar talentele sunt diferite. Regina Elisabeta avea un talent la decorare, deci își putea concepe, da, cum să spun, chenare sau ceva așa pentru Evanghelie, pentru că ea scria și de mână și îi plăcea să împodobească cu chenare decorative aceste scrieri manuscrise pe care le oferea de fapt membrilor familiei. Dar comparând acum cu regina Maria, Maria are parcă un pic mai mult talent, mi se pare, nu știu,
Acum este poate și faptul că Regina Maria a avut mai timpuriu îndrumare la pictură, iar Regina Elisabeta prea târziu începuse cu pictura. Deci, ea are o pictură mai naivă, dar poate că se potrivește, nu este chiar așa de greu de savurat ceea ce a făcut în Evanghelie, pentru că sunt multe evanghelii asemănătoare în medievale care sunt în forma asta naivă. Da. Dar la pictură ea scrie de fapt în memorie ei că regretă că nu a învățat niciodată să picteze. Într-adevăr, ea a învățat la pianul, deci muzica, la aceasta a avut într-adevăr lecții, dar nu și la pictură. Cu toate că au fost pictori în familia ei, dar ea n-a pictat atunci, da. 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 1888, cred, sau 89, 80. Deci, destul de devreme. Exact. Da, atunci, da. Și legătura 80. A păstrat-o peste ani? Și-au scris, cu... da. A existat o corespondență. Da, că mi-aduc aminte de franceză, scrisorii. Da. Da. Și el a scris despre... Da. Da, el a scris despre ea. El a fost invitat la Veneția când regina a plecat atunci bolnava de supărare, de fapt, că trebuise să se dizolve legătura Elenei Văcărescu cu Ferdinand, iar lunile de vară regele și regina le petreceau în străinătate, de obicei regina într-o parte, regele în alta, apoi se întâlneau în Germania la familii, la ambele. Regina a fost în Veneția atunci și, după cum spun, urma să vină înapoi, dar apoi a fost mai mult scandal pentru că n-a vrut să se despartă de Elena Văcărescu, ținea la ea, avea impresia că Elena Văcărescu este pierdută, în starea ei nu va mai putea găsi un soț. Regina se simțea răspunzătoare pentru această situație, această implicare a ei și în viața Elenei. Deci, până la urmă, a luat partea Elenei în loc să ia partea soțului ei, de care depindea ea însăși. De fapt, ea atunci trebuia și ea să vadă, așa cum regele Carol și-a dat seama la momentul potrivit că trebuie să schimbe macazul, ea nu a înțeles și înșier n-a înțeles asta. Se vede tot din corespondență. În anii de exil își scriu, fiecare scrie altceva, parcă fiecare, se plânge de celălalt și scriu scrisori emoționante, înduioșătoare. Regele Carol îi scrie scrisori de dragoste. Și nu se înțeleg. Da. Da. Până la urmă, se înțeleg, dar durează. Da, în ce privește relația ei cu muzicienii, eu știu din familia mea că a încurajat pe foarte mulți și își ținea o mică orchestră la Peleș, am fotografii și făcea cadouri muzicienilor. Pe mătușa mea a început să o protejeze la vârsta de 3 ani. La 5 ani a început să-i dea păpuși la fiecare concert. Și avea la un moment Aurelia dat, Cionca. Și avea la un moment dat o serie de 12 păpuși. Da. La 8 ani sau 9 ani. Există o fotografie renumită cu Regina și Aurelia Cionca la pian. Remunerate cu păpuși. Da. Și pe urmă a trimis-o cu o bursă de stat, o bursă regală, pardon, la Leipzig, unde ea a făcut conservatorul. A intrat cu greu, fiind prea mică, și profesorul, spunându-i de la început că el nu acceptă copii, că ar trebui să știe armonie și contrapunct, și a zis, dacă îmi dați un scaun, vă demonstrez la tablă. Și s-a urcat pe scaun și și-a dat seama că are cunoștințe de armonie și contrapunct, a acceptat-o și a terminat ca favorita între elevii lui din masterclass. Deci la 16 ani a terminat conservatorul când ceilalți intrau abia sau mai târziu.
Da, cred că regina Elisabeta avea un simț așa al valorilor, dar din mărturile contemporane se pare că avea și un fel de a dărui peste măsură, pentru că încuraja și pe cei care nu erau chiar așa valoroși și totuși încuraja, da, nu putea să, sau nu era capabilă să spună cuiva nu ai talent. S-ar putea că de aceea, da, să fi încurajat pe prea mulți. Ca, da. Copil, da, destul de mic, a protestat când i-a spus regina, tu ai aripi. Da. I-a spus, unde sunt aripile? Și atunci i-a scris, da, și am citit astăzi, am recitit pe fotografia ei, i-a dăruit o fotografie a reginei, unde scrie, ai aripi, dar nu le vezi. Nu le vezi, da. Vă mulțumim foarte mult pentru această completare. Mai dorește cineva să pună o întrebare? A învățat românește? Da. În scrisorile din timpul Logotnei, scrie lui Carol, deja începe să scrie în românește și scrie într-una că a învățat deja 170 de cuvinte și da, este deja... Nu, germană, nu. Când știi germana prea bine, deci... Nu, dar pentru România, pentru misiunea ei de aici, vroia să știe românește și îi scrie, deci, în această scrisoare că îi promite lui Carol că în timp de un an va putea să vorbească românește bine. Da, ia deci... știm câte limbi. A ști este un fel de, na, a spune poate prea mult. Știa, bineînțeles, germana, asta fiind limba natală, maternă, apoi engleza și franceza au învățat de mică, așa era în toate familiile aristocratice, avea bonă englezoaică, apoi urma franceza, a fost la școală în Franța, italiana a învățat-o, am văzut caiete din copilăria ei în care scria exerciții, deci în italiană, învăța deja italiana, bineînțeles franceza, apoi a învățat suedeza într-un timp, având o mătușă în Sueda, regina Suediei, a învățat și rusește, latina, bineînțeles, a învățat-o pentru că, nu pentru că era prințesă, pentru că prințesele nu primeau pe atunci educația așa de intensivă ca prinții, da. Ea a învățat latina pentru că fratele ei era un pic mai leneș și pentru că mama a văzut că Elisabeta e ceva mai isteață, a pus-o ca să-l antreneze pe fratele, l-a învățat. Da, nu pe Otto, ci pe principele ereditar, Wilhelm, fratele ei. Iar începând latina, a avut un dicționar care avea și cuvintele în grecește. Deci avea un dicționarul latină și grecește, greaca veche, și a învățat astfel, după dicționar și greaca, da, asta a învățat ea. Da. Să ne spuneți ceva despre acțiunile ei caritabile, ce spital a creat? Acum deja e prea mult în detaliu, cred că sunt aici alți specialiști despre acțiunile ei caritabile, da. Bineînțeles că a preluat ce exista deja, azilul Elena Doamna, dar nu era înființat de ea, apoi a inițiat multe asociații, dar care nu erau conduse de ea, ci de doamnele în alta societate. Da. Deci ea era, de fapt, cum aș spune, standardul, dar nu toate le făcea ea. Proiectul pe care l-a îndrăgit cel mai mult a fost Vatra Luminoasă pentru ajutorul pentru nevăzători. Acolo s-a implicat cel mai mult, acolo a visat cel mai mult, a scris despre aceasta, a scris o poveste, cum văd orbii, a scris un articol despre cetatea orbilor, deci aceea a fost într-adevăr...
Da, da. Alte inițiative, Albina sau Munca, au fost conduse de doamne din înalta societate, dar ea încerca peste tot să facă un fel de schimb între asociații, să cumpere una de la cealaltă, cealaltă sunt. Cumva, da, și încerca să cumpere ea, apoi să dea ori ca în dar în străinătate. Da. Încerca să ajute, de fapt, dar nu ea le conducea. Da. Da, 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 te rog, te rog. Carmen Tănăsoiu de la istorie. Mulțumesc frumos. La un moment dat existau aproximativ 200, circa, 200 de 400 chiar înainte să moară. De asociații și nici nu știu cum să le mai spun altfel, puse sub patronajul reginei. Cred că asta este cea mai bună formulă, așezate sub patronajul reginei. Sigur că ea, așa cum a spus Silvia mai devreme, nu s-a implicat nici de cum în toate acestea. Există însă o publicație la Biblioteca Academiei Române care le inventariază pe toate. Da, da. Cine e autorul? Nu mai știu, dar există. Adriana Mazilu a scris și ea despre. Și Roșca, tot un istoric. Da. Dar poate mai scrie cineva, da, și mai mult despre activitatea caritabilă. Mai sunt întrebări? Sau comentarii? Sau... Mulțumim foarte mult încă o dată și vă invităm la un pahar de vorbă și un pahar de vin alături.